întâmplări ciudată și o minună te-au adus în casă zece, zece pictori se tot miră cât ești de frumoasă. Zece zile trec absurde, nu știu, nu știu cum, nu știu pe unde, nu știu. Zece vieți de-aș sta cu tine, tot ar fi puține. Înodate și lumina de la ele pentru tine toate. Patru prinți cu trei castele, ape, lanțuri fermecate și tot cerul peste ele pentru tine toate. Zece ciudate și o minune te-au adus în casă. Zece, zece pictori se tot miră cât ești de frumoasă. Zece zile trec absurde, nu știu, nu știu cum, nu știu pe unde, nu știu. Zece vieți de-aș sta cu tine, noapte și pitici din poveste pentru tine toate. Nouă magi în faptul serii, popot cu avă sus departe și comorile din suflet pentru tine toate. Zece întâmplări ciudate și o minune te-au adus în casă. Zece, zece pictori se tot miră cât ești de frumoasă. Zece zile trec absurde, nu știu, nu știu cum, nu știu pe unde, nu știu. Zece vieți de-aș sta cu tine, dragilor. Știți de când așteptam eu clipa aceasta? Tocmai mi-a intrat în cadru. Am vrut și eu să fie o surpriză invitatul meu de astăzi, dar pot să vă promit că va fi o emisiune de nota 10. Pentru că astăzi invitatul nostru este Florin Chilian, care este, ce-i drept, destul de scump la vedere. Bună, Florin, ce sunt faci? Sunt puturos, mamă. Sunt leneș, nu sunt scump la vedere. Sunt extrem de comod. Bună dimineața. Zici? Este ora 12. Este dimineața de... pentru tine? Adevărul e că artiștii, despre artiști așa se spune, nu? Că bine că nu mai făcut vedetă, că mă apucam de dans la bar în locul tău. Adică ce vrei să spui? Ah, da, chiar. Când șeream și noi pe paginile noastre de Facebook emisiunea. Da, exact. Eu nu mă văd aici. Păi fii atent. Ai, aoleu. Deci ai poze cu tine pe ecranul din spate. Am înțeles, te doare gâtul. E nepoliticos să stau cu spatele. Normal. Nu că ar fi primejdios. Și ai două camere aici. Uite, astea sunt ale tale și aia mea. Deci ca să știi. Ce sunt? Submarine? Mini.
mini-submarine, da, îți plac? Nu-i așa că e frumos studioul nostru? Da, super profil. Da. Cam multă lumină. Pentru... Cum adică cam multă lumină? Păi vorbeam cu directorul tău de emisie sau cum îl cheamă pe colegul tău care era aici? I-am niște colegi foarte drăguți care aici. Atunci de-aia când... am spus că nu era drăguț. Măi, deci fiți atenți. Înainte să înceapă emisia, de obicei stau de vorbă cu invitatul, mai încălzim atmosfera, mai o glumiță, mai ceva. Aproape am întârziat, adică nu e cazul în ceea ce exact. Motivez. Și nu înțeleg de ce m-a luat Florin Chilian cu dansul la bară. Nu ce eu, colegul, cum îl cheamă? Da, a intrat în jocul. Da, nu în puteam jocul. Să-l las singur la greu, nu? Nu e așa? Păi... Da, deci voi, cu alte cuvinte, măi, voi bărbaților, măi, aveți o problemă. Voi vreți să vedeți femeia, dacă se poate, asta e o la problemă. Bară. Am un psihiatru foarte mișto, un psiholog. Adică cum să ce vrei problemă? Să spui? Mă trimiți tu pe mine la psiholog sau tu trebuie să te duci la psiholog? E vorba de sexualitate. Uite că vorbim atât de dimineață, bulgurii, păi, la televizor. Mai e nimic. Asta e o problemă? Păi nu știu. La băieți cu fete? Nu mai e o problemă nici la băieți cu băieți. Bă, voi ce încercați să faceți aici la trusul adevărul, de fapt? Măi, nu știu, noi vrem să aflăm dacă este ok să fii vedeta. Hai că ești bine cu plasa aia, poate prinzi ceva asta. Hai de capul meu, deci inclusiv ciorapii mei cu plasă, apropo de chestia asta, tu știi că sunt românești? Singurul brand românesc, da? Sunt ciorap. Măi, deci fiar, dacă iertare, faci așa... Chiar ciorap cu plasă n-am purtat. Fiar, deci dacă faci așa, nu se rup, măi. Deci nu sunt bun de dat la poți pește, să faci ce de vrei tu, dar nu-ți... Nu știu ce se întâmplă, credeți-mă pe cuvânt, sincer, Florin, noi te ne-am văzut bine de câteva ori în viața asta, da. De fiecare dată, parcă suntem prieteni vechi. Da. Why? De ce? Nu știu. Nu știu, nu? Nu știu. Crezi în viețile anterioare? Crezi cumva că oamenii chiar au destine atât de mult împletite? Să fi greșit încât să mă întâlnesc de fiată cu tine în fiecare viață? Adică știu câte păcate să am. Zici, e o greșeală să te întâlnești cu mine în viața asta? N-am spus că e o greșeală. Dar atunci ce? Am spus că e foarte greu, adică cât de grele să deci fie păcatele. Deci nu crezi în vieții anterioare și în reîncarnări. Iubita, la un moment dat mă gândeam, zic, băi, dar... Cât de nașpa și de greu a fost, vă zic, sper să nu mă întorc, nici măcar o mii de nu vreau să revin. Tu vorbești serios, viața fi a să fost, fie, da. Viața a fost grea? Adică este grea? Mm. Și prea lungă, eu aud pe tot tembelii. Cum prea lungă? Mie mi se, nu știu, doamne, ce repede trece. Zic, bă, dar unde vă e creierul? Cum adică trece repede? Mie mi se pare înfiorător. Eu am înțeles că am vreo 148 de ani, de fapt. Păi poate ai, că ești un suflet de la bătrân, știi? Apropo de vieții anterioare. Vezi? Ai... Sună urât, dar e foarte frumos asta cu sufletul bătrân. Atâta vreme că nu e îmbătrânit. Ok, deci ți-ar plăcea să ai sufletul bătrân, dar nu vrei să fii mai încurcat, bătrân. Auzi, nu știu, cred că e o problemă. Norocul tău că gătești bine, ca să zic așa. Florin, peste câteva zile, adică pe 14, da? Da, e sărbătoare universală. Exact, este ziua ta și îți zic de pe acum la mulți ani. Cum o să se întâmplă? Iubi, de la o anumită vreme, trecerea timpului se cheamă etate, știi? După un an. Și atunci se urează condoleanțe, nu se mai urează la mulți Doamne, ani. Doamne, deci nu pot să cred. Pe bune? Sincere condoleanțe, dar o să fie un avion. Așa, m-ai întrebat cum o sărbătoresc? Da. O să fie un avion. În avion spre ce? Spre București, cred. Spre București? Da. Păi nu ești acum în București? Iei avionul și te duci tot în București? Nu, sau o să cum? Plec la un moment dat în mâine sau pe mine, nu mai știu când. A, nici tu nu mai știi. Așa e, de la e o întâmplare absolut fabuloasă la lângă Timișoara. E, o să vă spun mai multe despre asta. Păi spune acum, păi dacă tot ai început anul acum? Nu. Mai încolo? Da. Păi știi că emisiunea are 45 de minute, au trecut deja 5. Bine, ok. Deci, Florin Chilian, doamnelor și domnilor, aici pentru dumneavoastră, în live, vezi că te mănâncă nasul, deci cred că o să iei bătaie. Promiți? nu de la mine, nu știu, de o la cine, cum e ce? Ce ai făcut aseară? Că știu că ai avut un show incendiar și știu că ai venit așa cu un chef nebun, nu, cu ghilimele de rigoare aici. Nu cred că poți să-i spui incendiar, pentru că a fost vorba de o întâmplare absolut fabuloasă. Așa, lasă absolut telefonul. Fabuloasă. Un moment dedicat domnului Ștefan Iordache. Ah, ce frumos. Un om, un personaj. Eu nu-mi pot permite, le spuneam și aseară, că nu pot permite să vorbesc cum să spun despre actorul Ștefan Iordache, îmi lipsesc definițiile, că e o artă. Bine, nu vorbesc de ăștia care au terminat un ATC-ul și prezintă meteor, că toți sunt actori.
Dar omul Ștefan Iordache, absolut, absolut fabulos, a fost o întâmplare alături de Lavinia Șandru, am fost de primăria sector 5. Eu cred că sunt prea puține lucrurile acestea, pentru că am avut și avem încă, din nefericire, din ce în ce mai puțini oameni valoroși cu adevărat, și atunci ar trebui să fie din mai multe întâmplări de genul acesta. Și ce s-a întâmplat ieri seara? A fost un moment dedicat domnului Iordache, așa cum spuneam, cu alături de Marius Bodochi am fost. Da, frumos. Da. Poezie, rememorări ale oamenilor care l-au cunoscut, o proiecție de film a fost la, în cele din urmă, la sfârșit. Și într-un loc acolo, lângă Palatul Universul, din păcate am uitat cum îi spune teatrul, n-am știut până ieri că există, dar pot să mă uit pe mesaj și să spun, pot să spun. Dar stai liniștit, ok, am înțeles. Era, absolut, a fost un eveniment dedicat lui și tu ce ai făcut? Ai cântat? Eu am cântat. Și ce ai cântat? Am cântat, am început cu o piesă care se cheamă Cădere în Rai. Este teatrul Apollo, chiar... Este în subsolul unei clădiri absolut fabulos locul ăla, foarte intim și foarte... Foarte nici eu nu știam de el. Da, unde este Palatul Universul, cred că e fosta scânteie, da, lângă Cismigiu undeva. Uh-huh. Absolut fabulos. Am început cu Cădere în Rai, un cântec făcut ca o reverență față de domnul Ștefan Iordache și către îngerul dânsului păzitor, doamna Tonița Mihaela, atunci soția dânsului. Și după aceea am cântat Omanea. Omanea. Eu știu că n-aveți repere culturale din cele cuvenite. Mana nu înseamnă țigăniile astea pseudo-orientale pe care le auzim. Mana este Barbu Lăutaru. Aceea e o mana. Eu sunt Barbu Lăutaru. Aia e o mana. Toată România o place. Bașca, nu cred în genul ăsta de elitism. Pe mine mă amuză, îmi plac foarte mult. O mare parte din piesele astea sunt artiști care îmi plac foarte, foarte mult. Vali Vigelie, mie prieten, și Nicu Gigantu, lăutarul meu și al... Dar Nicu Gigantu nu cântă manele, cântă lăutărie. Lăutărie pe vechi. Era lăutarul meu și al domnului Iordache în ultimii cel puțin 10 ani. Și nu așa cum se spune și cum a intrat în folclor domnul Pleștean. Am înțeles. Și am cântat Omanea și Aveica de la Sarica Niculițel, pentru că am avut un proiect, domnul Iordache vrea să facem neapărat un album împreună. Din nenorocire, un diagnostic greșit a făcut ca timpul să nu mai aibă răbdare cu dânsul. Am cântat numai piese care îi plăceau dânsului foarte, foarte mult, din ce scrisesem eu, chiar dacă 10, ăla cu poate că de mine însumi n-am șa de prea aproape. E vorba de clasa politică, nu? Să nu minți, a noua poruncă, termopane, cum știe poporul. Da, corect. Deci cred că a fost o seară emoționantă pentru tine. Emoționant, de la cap la toată, de la cap la coadă și foarte, nu știu cum să spun, foarte intim. S-a creat așa o intimitate în sala aceea de la Teatrul Apollo. O felicit încă o dată pe Lavinia și pe cei de la care au organizat. Absolut fabulos. Mi-a plăcut, m-a încărcat pentru multă vreme. Te cred. Genul ăsta de frumos. Chiar și alte proiecte până la sfârșitul anului, că toate mai e foarte roz. Puțin. Hm? Toate roz. Toate roz? Da. Adică eu sunt genul de om care nu mi se întâmplă nimic. Cum de așa? Ce m-ai chemat tu pe mine aici cu asta, cu ce e ok să fii vedetă. Da, nu, e ok să fii vedetă. Nu m-ai vedea că dansez despre... la bară, să-mi spui și mie că ești vedetă. Ai, măi, dar de ce? Nu te simți vedetă? Nu. Dar de ce nu ești vedetă? Adică cum ai definit tu vedeta? Păi din vedere punctul că meu tu de nu te vedere, crezi vedeta. Vrei să spun? Te rog. Din punctul meu de vedere este o singură vedetă în România. Așa. Care trăiește conform unui star system, care în România nu există. Ok. Este... Mamă, deci eu la Gagici n-am memorie, știi? Nu. Nu Ina? Nu. Cum? Că vorba aia. Loredana? Loredana. Așa. Loredana este singura vedetă din România. În rest, sunt oameni mai mult sau mai puțin notori, ca să zic așa. Și are și un coeficient de maliciozitate când o spun. Da, știu, am simțit. Ce să zic, că ce?
Sunt pe 13, sunt la Gala Premiilor Lugojene, este Fundația Iosif Constantin Drăgan. Chiar am trecut în vara aceasta pe lângă cazanele Dunării și am văzut Draconia, statuia aceea. Impresionantă, nu? Absolut fabulos. Și sunt onorat, este prima oară când voi merge acolo. Pentru că chiar ieri mă sunase cineva de acolo, m-a sunat să mă întrebe să-i spun câteva gânduri și am spus dacă este ceva de reconstruit, dacă se mai poate ceva reconstruit în țara asta, în afară de echipa națională de dans la bară, echipa olimpică de dans, unde înțeleg că particip. Hai, am spus și eu lui Florin că am făcut și eu câteva lecții de dans la bară și gata, deja mă vede olimpică. Mă, dar e un compliment ăsta. Studio, uite. E un compliment ăsta. Da, să știi. Numai tu nu vrei să înțelegi, sau în sfârșit te lași mai... Ba, eu am înțeles perfect, dar ce să zic, știi cum e. Am înțeles. Mă las mai greu. Școala căderii, mamă. Spuneam că dacă se mai poate reconstrui, dacă mai poate fi vorba de recuperat sau de reconstruit ceva, atunci ar trebui să înceapă de la comunitatea locală, de la oamenii din imediata ta apropiere. Și ce se întâmplă la Lugoj cu recunoașterea meritelor oamenilor de lângă noi, din comunitatea de acolo, că țin de cultură, de economie, de place, business, nu? De... E singura noastră... Poate așa ne trezim și considerăm că suntem... Bine. Nu ne facem, nu ne mai facem bine, nu? Sincer, nu cred. Meciurile țin de geo și nu de bine domnul geo, ci de geopolitic. Suntem o piață de desfacere pentru produse de prostă calitate la mâna a doua. Ok, asta numai să zicem... Numai prezervativile nu le dau ăștia la mâna a doua. Deși am dubii la ce clasă politică se naște, știi? Se zice că dacă îi dai unui copil să asculte Mozart când e mic, da, încă din burta mamei, ajunge Mozart. Dacă îi dai să mănânce căcat, ajunge un politic. Și am zis, dragă, nu se întâmplă dimineața, nu știe. Și zice, nu știu, e sub demnitatea mea să facă călică. Am o karmă proastă, poate de-aia n-am noroc, dar poate, poate a fost ceva în apă, poate de-aia stau la bloc, poate nu văd ce se întâmplă, de-aia nu pricep nimic, dar poate n-am avut căldură și păpuși când eram mic. Poate că mama cu tata au fost frați când erau mici, până când s-a prins bunicul, eu eram deja aici. M-am născut cu 3 mânuțe, nimic mai adevărat. Ce mă fac cu karma asta? Mă fac tată, mă fac tată de putat. Fode, avocat, sânde, termopane, 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 tată. Fode, de putat, termopane. La maternitate, poate mai târziu la creșă, ăia m-au schimbat cu altul și mi-au dat altă adresă. Poate că de mine însumi mâna-mi șa de prea aproape, poate asta nu-i iubire, dar eu sper că poate. Eu am vrut să fiu contabil, dar nimeni nu m-a întrebat. Toți mi-au spus cu fața asta, fă-te tată avocat. Și o să ai o casă în centru și o mașină mai de neamă, și o să ai în loc de geamuri la ferestre, la ferestre termopan. Fădei, avocat, sânde, termopane, 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 tată. Fădei, deputat, termopane, 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 termopane,
Am înțeles. Bun, spune și mie, tu ca artist, ai simțit că ai schimbat lumea și ai dacă roșii? Da, nu. Și așa. Dacă da, nu, e fondul de ten și... Și dacă da, cum? În ce sens? Ca artist, nu știu dacă am reușit. Cred că ar trebui oamenii pe care sper că i-a atins muzica. Dar ca om, folosindu-mă de muzică, de arta mea, să zicem, am reușit, chiar vorbeam cu doamna Șandru, cu Lavinia, că la un moment dat am fost rugat să merg să ajut un copil, dintr-o dată căzuse din picioare, era o, nu știu ce, o chestie extrem de agresivă, un fel de cancer. Am sunat-o, a adunat tot poporul de acolo, din orășelul ăla de provincie în care stătea, cu televiziunile locale, cu absolut tot, și am reușit să facem în așa fel încât să ajutăm copilul acela și după ani de zile să aflu că a făcut 18 ani, că e major și că... Da, ce frumos! Deci așa ai atins tu... Încercat, pentru că eu aveam credința asta, dat fiind faptul că am stat foarte aproape de Cernobâl când a fost nebunia în 86 sau nu știu când. Da? Unde te-a prins? La Firizu, în Baia Mare, sus, în nord, la lacul de acumulare, eram cu cortul... Da, plajă. Și eu eram într-o tabără, nu mai știu, de matematică, undeva pe Valea Prahovei. Doamna și la Gabunt. Da, exact! Și am zis că eu n-o să apuc 50 de ani, motiv pentru care practic 90% din venituri tot timpul din muzică de 20 și ceva de ani le-am donat. Și atunci probabil că sunt câteva lucruri pe care am reușit să le ating, nu știu dacă chiar le-am îndreptat, dar am zis dacă tot nu o să stau să sufăr la pensie, exact, o să mor de cancer de la Cernobâl. Doamne ferește! Asta erau gândurile mele de copil din clasa 12. Păi bine, așa ai trăit tu viața? Adică de fiecare dată te-ai gândit că n-o să apuci și încă un an? Jur, eu nu credeam că o să apuc 50 de ani. Jur pe cea mai sfânt. Și asta m-a ajutat în două lucruri. Una, că am încercat și posibil să fi reușit să ajut prin faptul că ți-am spus 90% mai mult. Da, am citit și eu asta, am dat pe Google astăzi și am zis, wow! Am donat banii, pentru că nu-mi trebuiau, adică ce să fac, am mașina de spălat. Dar banii sunt foarte importanți. Mașină... Așa? Ce mai ai? O casă? O mașină? Da. O mașină de spălat? Ce mai trebuie? Păi nu știu, îți trebuie bani să te îmbraci, să pui mâncare pe masă, să te duci, nu știu, să călătorești. Nu? Nu. Și a doua chestie, eu nu sunt turist. Nu? Nu. Dar de ce nu-ți place să călătorești? Ce să văd, pietre? Cum adică pietre? Dar ce să vezi? Că restul se citește, se învață. Deci tu călătorești virtual. Adică mental. Îmi place cum gândești cu asta, cu virtualul. Păi nu, e la modă tot felul de curente, ca să zic. Nu, dar eu știu că foarte multă lume acum și în general și oamenii care poate nu au posibilități, ceea ce nu e cazul tău, nu ajung cumva, nu știu ce, destinații exotice. Să și atunci intră pe drăguță, Google și asta e. Asta adică... cu cazul mă privește și pe mine, că tocmai ți-am spus că n-am palate absolut deloc. Ba din contră, toată lumea se mângă, dar aici stai. Am un prieten foarte bun care a venit la un moment dat la mine și zice, eu unde stau? Păi zic, ai venit să faci un pișu și să pleci, n-ai venit să... Că dacă te așezi în pat, ești în pericol. Deci stai-o. Ce nebunie. Asta e una și a doua, îl cunoști, dar n-am să-i spun numele. Și a doua este că m-a eliberat la nivel creativ, pentru că dacă tot nu aveam presiunea asta a echivalentului social, domne, trebuie să ajung, știi, fă-mă o facultate, nu contează că ești un idiot și că nu-ți place, îți trebuie diplomă. Uh-huh. Din punct de vedere creativ am putut să fac ce-am vrut eu. Nimeni pe până n-a mai pus cele 10 porunci pe muzică, în afară de mine, de când e creștinismul. Or fi fost câteva miliarde de tâmpiți care s-au perindat pe aici. Da, cele 10 porunci în muzică, incredibil. Muzică preclasică cu voce pop. Deci nemții au nebunii când le-am trimis manea preclasică. Șaveica e făcută pentru un varte de corzi în manieră preclasică. Alături am lucrat cu domnul Ștefan Elefteriu. Este un, cum să spun, producție muzicală și mastering la nivel de top 5 mondial și este un român de-al nostru. Ești în Uniunea Compozitorilor din Anglia, nu? Da. În urma... cum ai ajuns acolo? Păi m-au invitat dânsii pentru că odată cu acest album cu Florin Chilian, preclasic, scris cu coadă de maimuță, știi că vanitoși suntem toți. Corect.
Am auzit piesa la Eurovision, pentru că am participat cu o piesă Colț de Lup acolo, tot așa cu Quartetul de Corzi. Toată lumea a spus, păcat, aveam măcar posibilitatea să plecăm de acolo, nu în genunchi sau târâși. Și membrii juriului de aici din România, când au ales, domnule, știi că cum se face? Cum, da, știu. Cum mă, se face? Cum se face? Totul ține tot de politică, cred, într-un fel. Da, sau politica altul. Banilor, politica portmoneului. Și ce vrei. Dar ai... Am. Nu, când te uiți așa la ceea ce se întâmplă în jur. Nu, dar altfel am. Așa, când n-ai, privesc nu? În jur, ai sau am n-ai? Un cântec. Tu ai, ia zi, ce cântec ai? Hai, privește în jur. Da, exact. Trebuie să fie ceva curat, ceva nepătat de cuvinte și gesturi fără contur. Mă pot cita, pentru că... Corect. După 50 de ani te poți cita, poți cita din tine însuți, cum ai citat de un frate. Cum am făcut așa, un fel de... După Nikita. Ești un om care a crescut singur. Stai puțin tel. Deci, când erai copil și simțeai că nu o să mai ajungi până la 50 de ani, tot timpul ai trăit cu... Ai avut așa o teamă că nu o să ajungi? N-a fost teamă. Deci n-a fost teamă. Să spun. A fost nu, o ai crescut singur, da? Deci da, nu ai avut la cine să te duci că... ca să-l întrebi, nu știu, pe tată, pe mamă, să-i întrebi. Măi mamă, măi tată, uite, nu, vreau și să sărut o fată. Dar cine te-a învățat? Cum de ai ajuns? Gagicile, voi m-ați învățat. Hai mă, tot deci ai fost știu de la voi. Autodidact. Aici nu pot să spun că nu pot să mă pup singur, nu pot să fie autodidact. Normal, dar cine a fost mentorul tău în viață? Nu știu, e clar că sunt niște oameni care totuși ți-au îndrumat pașii. N-am avut mentori, am avut, cum să spun, șansa de a fi alături de niște oameni absolut fabuloși ca personalitate. Uite, eram multiplu campion național de ciclism, ca să am haine și ce să mănânc când eram puștan. În liceu am văzut pe domnul Doru Stănculescu cântând Shambhala într-un concert alături de Valeriu Stenian și compania de sune și am zis eu vreau chitară. Mi-am depus echipamentul la lot, la club. Deci ai renunțat la ciclism, deși erai foarte bun acolo. Da. Că nu mă repet și ce vreau să ajung la... să dirigești Stănculescu. Nu știu. Atunci pe mine Ceaușescu ajungeai ori milițian, ori în armată la Steaua. Pentru că stilul unde am făcut era... singurul, alături de Dinamo, singurele cluburi internaționale de ciclism, datorită rezultatelor. Și am renunțat, m-am apucat de chitară și lucram la Valeriu Sterian din clasa 10-a, lucram, știi, atunci nu puteai să te angajezi pe bune până la Ceaușescu, dar lucram practic la el ca să pot să-mi termin și eu liceul la zi și deci aveai că eram instrumente. 16-17 ani, cât aveai? 16 ani. Deci tu practic ai muncit de când ai fost mic. Prea adică mult, de-aia zic că e lungă viața, mă tâmpiți zic că e scurtă. Doamne. Deci nu pot să cred că nu mergi pe ideea că viața este frumoasă, pe ideea de carpe diem. Eu am zis că nu? E lungă. E lungă. Că uneori e frumoasă, alteori e nașpa. Ok, care au fost cele mai frumoase clipe pe care le-ai trăit? Nu vrei să mă întrebi altceva? Asta sigur ți-ai făcut în alt. Nu mi-am făcut absolut nimic, pe cuvântul meu de onoare. Nu, în general nu-mi fac un set de întrebări, pentru că eu vreau să stau să discut cu omul face-to-face, pur și simplu ca de la egal la egal. Mamă, ce mi-a făcut cum te-ai uitat la cameră. Amical. Imediat. Păi nu, dar așa este. Eu nu știu, uite. Eu mă gândeam că stau în fața unui om care s-a reinventat de fiecare dată, care a crescut singur, care nu a avut un sprijin familial, da. Am avut noroc să ajung la timp la întâmplările care urmau să-mi definească viața. Bine. Înțelegi? Că ai știut să... Știi când a oprit trenul în gara ta, ai știut să urci în el. Că de ce mai multe ori am sărit din mers, sincer să fiu, știi? Adică nu era din alea cu relax și cu liniște. Și cu... Nu, era cu... De pildă, am terminat școala generală și mi-am depus liceu, cum era atunci pentru treapta întâi, undeva lângă Sălăjan, unde am locuit eu. Nu știu, nefet. Habar n-am, nu știu cum se chema liceul, era de matematică fizică. Și? În ultima zi, dimineața la 7, eu care n-am fost niciodată matinal, m-am dus, mi-am scos dosarul de acolo și l-am dus la Matei Basarab, unde m-am întâlnit cu muzica, unde mai târziu l-am găsit pe Vali, unde am plecat de la... am renunțat la sport și m-am apucat de muzică, adică... Dar nu ți-a fost teamă, n-a fost nimeni lângă tine care să spună cum să te apuci, mă, de muzică, să mor de foame, artist? Păi m-au ținut, artist. Cum să spun, mă întrebau, dar ce faci? Știi cum se ține chitara? Nu. Așa. Păi și asta vreau să fac.
și mi-a fost îngrozitor de frică, motiv pentru care primul album am scos extrem de târziu, la 33 de ani. Da, 30 și ceva. Vârstă cristică, știi? Doar că de atunci, uite, fiecare secundă, deci am făcut o foame, am lucrat la casino, știi? Am dat demisia. Așa. Că am ajuns la concluzia că e un imbecil. Vezi, eu mă tot repet că nu pot să mă reinventez. Eu sunt aceeași lucruri pe care le spun pentru că alea au fost. Și sunt mai, mai orgolios decât sunt prost. Știi, ca, să minți, să mănânci ca tatăl, trebuie să fii deștept. Eu nu sunt deștept, că uit și mă fac de râs. Și atunci sunt orgolios. Și orice prostie spune, poți să fii convins să fii peste 10 ani la fel. Aceeași prostie am să-ți o spun, la fel de sincer și cu zâmbetul pe buze. N-am lucruri extraordinare care mi se întâmplă. Uite, acum trebuie să pun nu știu ce la din aia de la bucătărie, de am înțeles. Deci, adică... nu te-ai simțit singur în viața asta? Asta având nu. În vedere că, nu? Asta nu, nu m-am plictisit niciodată. Așa. Am fost întotdeauna un singuratic. Și în singurat, îmi place compania mea, jur. Bașca, sunt foarte mulți imbecili în jur, adică prietenii sunt prieteni, dar altfel nu trebuie să socializezi de dragul de a... Ce? Mai bine citești o carte, mai bine te duci în niște gânduri, mai bine nu știu. Dar nu sunt genul de animal social, n-am fost niciodată. Deci e genul care stă în casă, să zic, nu știu, o, chitară în mână și... Nu neapărat, îmi spăl creierii cu filme idiote, mai puțin alea de groază. Deci eu nu înțeleg de ce e nevoie să facă cineva filme de groază. Mă, jur că nu înțeleg, dar uite-te la... nu-i suficientă realitatea. Aha, am înțeles, deci trăim adică cu groaza în jurul nostru. De ce să mai faci și filme? Deci, mi se pare cea mai stupidă chestie. Și ăla, de-l pupă toată lumea la sub braț și sub sâțe... Hitchcock ăla. Lasă-mă, bă, cu bocciismele tale și cu... Nu da, știu, există viața ceva... Da, viața este frumoasă, cel puțin pentru mine, dar eu caut să... Eu caut fericirea în multe lucruri. Tânără și neliniștită. Nu, caut... Pot fi și tânără și, neliniștită. De-aia și-au băgat ăștia... Au reluat serialul, da. Nu, mamă, nu vreau să vorbesc de noua disciplină olimpică. Da, am înțeles, dansul la bară, revenim la dansul la bară, da. Păi să fie spune-mi un și mie, după câteva zile. Este ziua ta. Te-ai gândit cum, nu știu, ai vreo dorință care, pe care vrei să, nu știu, cumva Dumnezeu, Universul să ți-o îndeplinească? Sau tu, că, tu da. Crezi? Crezi în Dumnezeu, nu? Din moment da. Ce ai făcut 10 porunci, da. Clar. Dar câte dintre ele ai... respectat? Da, sau nu. Poți să-mi spui una pe care n-ai reușit din să respecti? Din să nu prea curvești ai dus. Eu am dat-o pentru eu. Tu chestii... te-ai dus cu gândul, nu eu la asta. Păi atunci trebuie, mâna, hai, cu vorbele tale de om simplu. Păi da, exact, sunt un om simplu. Eu nu păi pot să mă compar cu un geniu ca tine. Hai mă, lasă, zic. Întreabă-mă. Păi nu, eu te întreb pe tine. Dacă întreabă-mă. Există vreuna dintre povești pe care le-am n-ai... Le-am respectat pe toate. Pleacă-mă, deci ești și tu om. Nu, aia la să nu prea curvești. Eu când te respect asta politică. Albumul se cheamă în cele din urmă Rap. Știi, e o chestie mișto că după ce am scos eu albumul ăsta, președinții României, parcă Băsescu, da, Băsescu era, au început să... Să ia aminte la ce spui tu acolo? Da, pentru că noi nu aveam instituția asta, raportul despre starea națiunii, până atunci. Okay. Și albumul meu se cheamă 10 porunci, raport despre starea națiunii 89-2004, pentru că atunci a fost scos 10. Toată lumea ce acum ai scris, o zic, băi, are 15 ani piesa aia. 1989-2004, punct, primul pas, pentru că eu așa credeam că ar trebui să ne reparăm la nivel social, știi? Să încep cu alea simple, să nu furi, să nu minți, să nu... Da. Să nu. Să nu dai în cap, să nu... Înțelegi? Da. Doar că... Se pare că nimeni nu-i profet în țara lui. Da, dar asta e natura umană, Florin. Asta e natura umană. Bă, eu am mai avut naturi umane, că ne plăcându-mi să călătoresc, am mai călătorit totuși. Societățile sunt, bine, noi suntem o populație, nu suntem un popor, dar în altă parte societățile sunt ok, oamenii sunt stăpâni pe viețile lor sau, mă rog, încearcă, așa.
Păi dacă tot ești așa, ai gânduri de genul acesta, de ce n-ai plecat? Păi uite, ce ai spus acum, că noi suntem o populație și nu suntem un popor. Păi deci noi nu suntem demni. Noi nu credem în națiunea noastră, noi nu suntem mândri, noi suntem patrioți. Mai avem ceva în România care apa e dat, gaz e dat. Și atunci de ce nu... Ok, și atunci de ce nu îți găsești un alt loc în care să stai? Și am reproșat un singur lucru, zic, bă, chiar tâmpidător, nu sunt. Înțeleg că ăsta e mersul lumii. Bă, dar de ce ne vindeți atât de ieftin? Nu înțeleg. Te-ai gândit vreodată să-ți muți cortul și să pleci undeva, având în vedere că n-ai atâtea proprietăți și atâtea lucruri materiale? Dar uite, ai încercat? O dorință am. Ți! Să mă pensionez. Mă poate ajuta și pe cineva, și pe mine cineva, vă rog frumos. Să te pensionez. Să ies la pensie. Păi da. Nu ești freelancer? Ai tu, îți... Da, nu de vreau fapt, să am statutul, ai adică firmă, să nu mai am presiune. Îți plătești dările la stat, îți păi plătești cine CSU? Le plătește? Că moartea și cu taxele sunt singurile lucruri. A, și cu încă o chestie care mai funcționează în România, legea gravitației. Păi așa? În rest, praful și mie pulberea. Spui? Mie spui? Da. Cu legea gravitației? Iartă-mă, să știi că asta n-a fost cu... N-a fost cu nu, gândește-te că eu peste două... Nu, ce? Acum ceva timp spuneam două luni. Mai e puțin, în ianuarie fac și eu 50 de ani. Și eu, ca femeie, îți dai seama, să ating... Sincer, așa? Să ating 50 de ani, mă uit în oglindă și mă ia capul. Adică n-am... La bărbați cred că e altceva. Nu știu, tu cum te-ai simțit? Ai simțit ceva când ai făcut 50 de ani? Cred că e eliberare. Ai zis, doar, wow, am ajuns la 50 de ani. Doar o depresie. Finally. Doar o depresie absolut dementă. Pe bune? Că nu înțelegeam de ce mai sunt aici, că eu, adică, bă, bine, ok. Și că nu tu de mic credeai că n-ajunge da, acolo. Da, nu trebuia să-mi iau viteză de așa. Păi vezi, am înțeles. Doamne, Doamne, are alte planuri, se pare. Sunt cu siguranță. Și de aceea îmi doresc un suflet milos să mă ajute să mă pensionez. Mai nu știu ce să zic acum la cât se taie pensiile și mă rog ce se întâmplă acum. Hai mă, iubică, ești om de lume, știi la ce vorbesc. Normal că știu, normal. Dar apropo de chestia asta, că vrei un suflet pe lângă tine, cum stai cu dragostea? Cu... Sau pisică, e doar o iubire vrei, universală vrei, și atât? Vrei iubire, ia-ți un câine, ia-ți un pește. Eu am și câine și pisică pește? Acasă. Nu, pește n-am. Hai mă, e un moment pentru toate de la 50 de... N-am avut niciodată, să știi. De la... Hai, deci, mai, n-am de avut mine. Niciodată pește, peștișori, îți spun sincer, n-am crezut în chestia asta, adică nu. Păi eu vorbesc de acvariu, unde te duci cu mintea? Lasă, eu mă duc cu gândul și în alte direcții, știi? La Poculovele, gălicile normale. Păi da, apropo... Și zici de noi, că de ce râdem cu dansul la vară? Apropo de chestia asta, chiar a fost un tip care a venit la mine și mi-a spus, auzi? Ce tu ai fost așa printre cele mai bune manechine în perioada păi aia ta, prima... a Zinei Dumitrescu. Da, da, prima femeie care așa e, a fost pe coperta revistei Playboy, whatever. Foarte da. Bine. Și el zice, auzi, da, zice, tu ai fost printre cele mai bune. Zic, da, nu știu, mi-a plăcut, e pasiune, am făcut-o din pasiune și când faci ceva din pasiune, dai totul din tine, adică să fie bine, să iasă bine, nu? Ce frumos a sunat și el, asta. Păi da, așa este, nu? Dacă tu nu ești pasionat de ceea ce faci, cum nu? Păi trebuie să existe o modalitate de a interacționa cu socialul. Că și tu o faci prin muzică. Dar fiind faptul că din nenorocire nu m-am pensionat, trebuie să plătesc cumva telefonul. Ce... Și de regulă pe noi, știi foarte bine, ne costă totul foarte mai mult decât, nu vorbesc despre telefon, dar în general interacțiunea cu ceilalți la primul dai dom'le, n-are ăsta bani. Vrei să spui că pe tine te costă mai mult doar pe pentru noi. Că tu, pe noi, ăștia nu știu, fii atent. Uite, acum eu trebuie să te întreb asta. Cum? Tu când te duci la un restaurant, de exemplu, când te cunoaște lumea, nu-ți nu dă cea mai bună nu masă? Mă un birt, poftim! Un crâșmă, da, să vorbesc pe... N-am mai fost cam de mult, să știi. Nu-ți dau cea mai bună masă, nu-ți fac o reducere, nu vin să-ți ceară autografe, nu vor să fac o poză cu tine, un selfie. Da, reducere nu, de regulă e mai scump tot. Ești serios? Dar nu știu, mie, de exemplu, latura asta a celebrității e în avantajul nostru. E la blonde, nostru. Mamă. Nu e adevărat, nu garanta. E doar la blonde, nu fi rău. Dacă zic... Nu. Dacă nu. Spun, la băieți nu așa, blonde se mângă gici. Da, da, am înțeles. Că blondele sunt cele mai de succes blonde. Asta vrei să spui? Adică suntem... Am zis cele mai de succes. În primul rând, eu am rădăcinile negre. Deci hai zice că nu sunt atât de om simplu cum crezi tu că sunt, dar... Deși, exact. Deci pentru tine toate femeile sunt blonde, cu ghilimele de rigoare, sigurile că suntem fraiere, nu? Să nu zic proaste. Blondul la gagici e demonstrat, este cea mai de succes culoare, adică mai repede ți-a trage. Deci blondes had more fun, cu alte cuvinte. Da. Mm-hmm. Ce problem? Dar gentlemen prefer blondes? Ce zici? Cred că da.
Măcar așa, de o artifică. Și uite așa a ieșit el din subiectul ăla puțin tabu pe care nu a... N-a vrut. Deci, fii că nu mă prinzi. Adică am și eu o vârstă apropiată de a ta. Nici nu mai știu ce mai întreb. Păi te-am întrebat dacă există un suflet frumos pe lângă tine. Dacă vrei și am zis, tu, dacă familie, vrei un suflet ceva, frumos, iubită, ce e un câine, că e cel mai credincios. Bașca poți să-l schimbi la 14 ani. E... De ce nu că nevasta poți să divorțezi după un an? Deci nu e o problemă. Adică și nici măcar, nu? Da, te duci în Las Vegas aveam și gata. Aveam un prieten care m-a sunat și uite, hai să facem un material împreună. Dar unde ești? Că se aude gălăgie. Zic, mănânc și eu o ciorbă. Unde ești? La restaurant? Zic, da, nu știu să gătesc. M-a sunat a doua zi, uite așa, am vorbit cu băieții, facem o piesă, dar da, unde ești? La restaurant. Zic, mănânc și eu, că nu, m-a sunat pe la prânz. La restaurant? Bă, dar în sfârșit după câteva zile, bă, dar de ce nu te însuri, că te costă mai ieftin? Zic, pe bune? Păi uite, eu sunt surat, mai face nevastă mea o mâncare de cartofi, zic, da? Da. Și ciorap cine-i dă bani să-și ia? Și halin de blană cine? Bă, a căzut ăsta într-o depresie, că m-a întrebat colegii lui, m-au întrebat colegii lui, bă, ce e zis lui tâmpitul ăsta că nu mai vorbește cu noi de două zile? Zic, i-a făcut socoteala, o jacă de piele, jacă de blană, pantofi alea. Zic, bă, mai ieftin ești cu o femeie care îți face menaj. Plus că dacă îți place să stai relaxat și să-ți auzi gândurile, n-ai cum cu altă persoană în casă. Ba n-ai da, cum. Că devine zgomot de fond. Zici? Da. Îți place zgomotul de fond? Devine zgomot, nu-l mai auzi în sensul pe bune? Da. Vai, dar pe mine mă deranjează orice zgomot. Ești tu prea sensibil. Nu-i așa? Trebuia să te apuci de muzică. Și eu să râzi. Și am un pictorial în Playboy, vezi? Uite cum ar fi nu-i fost așa? Lumea normală. Să facem dacă... schimbare de sex, tu să devii femeie, de eu să devin bărbat. Da. Cum ar fi? Mi-ar fi de plăcut? De seama că toată lumea care ne privește acum zice, bă, da, că zic că sunt cucu, da, exact. Și măi, Florin ăsta n-a zis nimic. Deci, fii atent, deci am bifat, da? Deci nu vrea să zică aproape nimic despre cum e starea lui de corazon, da? Mă, iubita, vorbesc despre lucrurile oameni, personale, viața personală este personală pentru un motiv. Nu întâmplător se cheamă personală, nu e depus pe tapete. Cred eu. Chiar dacă nu mai vezi zâmbind, chiar dacă nu mai simți venind, chiar dacă nu înțelegi cum s-a întâmplat, chiar dacă nu mai poți suna, chiar dacă nu mai poți chema, chiar dacă doar amintirile au rămas de atunci cu voi. Ce mult te-ai iubit, ce mult te-ai iubit, ce mult te-ai iubit, cât te-ai iubit de mult. Chiar dacă nu te vede, chiar dacă nu mai crede, chiar dacă nu mai știe unde ești, ce mult te-ai iubit, ce mult te-ai iubit, ce mult te-ai iubit, cât te-ai iubit de mult. Cu soțul ei mergând, chiar dacă din când în când privește înapoi, ce mult te-ai iubit, ce mult te-ai iubit, ce mult te-ai iubit, cât te-ai iubit de mult, cât te-ai iubit, ce mult te-ai iubit. Ce mult te-ai iubit,
Și când ai vrut să pui pe tapet, ți-au ieșit sunt... vorbe. Auzi, apropo, cu presa, ești ok? Adică ai o relație bună? Da, am văzut așa, că ai fost destul de știi cum, că oamenii trec de primul, mai ales cei din presă care știu, trec de primul impact al unei știri. Că ăștia, bașca, mă cunosc de 20 de ani, mă știu. La un moment dat ieșise unul dintr-un boschet, zic, bă, nu pot să vă fac o poză, eram cu o gagică. Bă, zic, bă, asta e știre, că sunt eu cu o gagică? Bă, dacă eram cu un bărbat, era știre, dar cu o gagică. Aveți dreptate. Pot să vă fac totuși o poză? Păi să fă o poză și ai venit cu acest băieț și îi spune, adică la modul ăla. Și a apărut poza? A apărut știrea? A apărut, da. Și ți-a plăcut așa cum a fost scrisă? Da, e, cum să spun, că oamenii de presă, toată lumea zice, au senzația că sunt cretini. Eu cred că cei mai mulți joacă un rol. Și dacă văd că ești pe bune și că n-ai nicio treabă, te tratează normal. Dacă tu pui pe tapet numai... Ce să zici? La un moment dat vorbeam cu producătoarea, săptămâna asta mi se pare, sau săptămâna trecută, că nu mai știu ce zi e, producătoarea lui cap, lui Dan al Capată, nu vii și tu, zic, păi vin, dar zic, uite, am o condiție, care nu mă zic, nu mă interesează subiectele. Zic, vreau să fiu așa, nu i s-a întâmplat nimic. Florin Chilian, omului care nu s-a întâmplat nimic. Nu i s-a întâmplat nimic, pot să zic vedetă, știi, dar bă, chiar nu i s-a întâmplat nimic senzațional, adică ce... Că faci duș când te trezești, de asta e... Sau că ce? Eu nu sunt monden, nu... Nu ești monden, așa e, că nu te-am văzut aproape pe nicăieri decât pe scenă. Adică acolo unde ți este locul și unde te simți tu bine. Îmbrăcați de pomană de la nu știu cine, că se umflă acolo și după... Când erai tu așa mic și te uitai în jur și vedeai pe alți copii că ei aveau familie, că aveau de toate, jucării, bă, se duceau la școală, îi duceau părinții, aveau grijă de ei, eu beau și mai cărți, departe. Am făcut școală, asta 112 din București. Cum ai suplinit chestia asta, dragostea pe care poate n-ai avut-o din partea părinților? Mă, dacă, cred că și acum, dacă merge cineva la școala generală 112 din București, prin Sălăjean, de acolo de lângă cimitir, sunt, cred că sunt singur și nu cred că din București, cred că sunt singur din Ores copil care a citit toată biblioteca școlii. La înainte să am buletin, aveam un abonament făcut, un abonament, era o carte din aceea de împrumut de cărți de la BCS, pentru că nu puteam să intru acolo, acolo existau manuscrisele atunci, știi? Și era un regim, dacă s-au săturat doamnele, răzmătul vada acolo și mi-au făcut așa pe ordine. Aia Florin, nu știu ce, mi-a pus numele, certificatul de naștere, că pot intra. Acolo am citit în original, în manuscris, ce spunea Eminescu despre avocați, apropo de termopane, că jurnalistica lui Eminescu este sursa de inspirație pentru cântecul ăla. Să nu mința, nu aporunc, adică... Așa am făcut. În rest, cel mai mare visal meu a fost să fiu un fiat, jur. Că așa cum nu mi s-a schimbat. No. Știi pe cineva? Nu știu, din păcate. La vârsta ta nu știu dacă te mai vrea. Eu, adineauri, am stabilit că de la anumită vârstă trecerea anilor se cheamă etate. Deci te rog frumos, nu-mi da vestea asta proastă că îmi stă eu inima. Eu zic să arborez rapelul în bernă. Cât mai ai? Cât mai? Pe 23 ianuarie. Aoleu, fac 50 de săraca. Ani. Și ce crezi tu? Condoleanțe, sincer. Nu, și ce crezi tu? Mi-am... O să compun un regliem pentru da, tine. Da, bine, îți mulțumesc. Aoleu, cum e să fii blondă? Nu știu, chiar. Ai compune o melodie, nu știu, în care să... Să ce? Să vorbești despre blonde, să ne cânți așa în strună cu niște chestii așa, să ne faci pe noi, să ne ridici pe un piedestal, că prea toată lumea zice că suntem blonde. Nu, dar eu n-am spus asta, te-ai dus tu pe aia că e facil. Eu am spus că o gagică e o gagică și că blondă este cea mai de succes, că e ce răvășită ești. Nu-i așa? Nu vreau să zic răvășitoare. Îți place, nu? Ară bine așa, nu? Așa mă trezesc eu dimineața. Și norocosul cine? Că nu ne-ai vorbit despre chestia asta în emisiune. Trebuie să-ți vorbesc eu ție sau tu mie? Că păi, eu ci că te hotărăsc pe tine. Ai venit brusc în defensivă și... Nu sunt în defensivă, dar așa cum ai spus și tu, viața personală, da, e personală, ca să nu fie pusă pe toată. Am zis și nouă cum îl cheam pe Gigel. Gigel? Și cine o să-ți aducă omagiile la... Pe ziua mea? Da. De ziua mea, Gigel, cine-ți va prezenta condoleanțele? Gigel mi-a făcut un cadou, știe că îmi doresc foarte mult să vizitez Brazilia. Vezi, eu sunt o călătoare înrăită. Deci pe mine decât să mă pui să fac bagaje. Mi-a dat un bilet de avion, vai, lasă-mă asta cu bagajele, e nașpa, dar să trecem peste asta.
bilet de avion l-am deja luat. Mulțumesc. Vezi, deci e mai simplu cu o femeie care îți face curat în casă, măcar pe aia nu o trimiți în Brazilia. Eu zic să te răzgândești, fratelor. Nu, că biletul deja e luat. Și o să mă duc acolo, la Rio. Iar pe 23 ianuarie vreau să fiu pe plaja Copacabana. Eu s-ar putea să fiu la bikinei de aia, așa, niște bikinei de aia, pentru că atunci când am vizitat Argentina, acum 2 ani, nu, lasă, încă stau bine. Apropo de gravitație. Acum 2 ani când am vizitat Argentina, apropo de chestia asta, că știi cum sunt oamenii și cum te judecă și cum se uită la tine. Noi femeile în România, din păcate, avem chestia asta, știi, că după anumită vârstă, lumea se uită la tine și zice... Da, arăți bine pentru vârsta ta. Adică încep să menționeze că ai o vârstă. Sunt reflexele din un trecut prea apropiat încă, din păcate. Probabil. Unde, da, mama ai 20 de ani și nu ești măritată. Dar exact. Ce e strâmbă? Da, corect. Adică o femeie care n-are copii. Dar tu când faci copii? Dar de ce nu faci copii? Exact. Adică și dacă la 40 din alea de babe ce... cretine. Nu, exact. Și dacă nu, la 40 ceva de ani nu mă reprezintă deloc. Divorțezi, că asta e, s-a întâmplat, asta e, fiecare pe drumul lui. Vai, dar ce-ți lipsea, dragă? Știi? Adică ce-ți lipsea, dă? Știi? Deci nu. Și de-aia, eu vreau să mă duc în acea țară, Brazilia, pentru că compar și cu Argentina, pentru că acolo oamenii sunt atât de liberi în gândire, n-au nicio treabă, n-au prejudecăți, nu judecă pe nimeni. Și, în general, femeile, la orice vârstă, sunt frumoase pentru ei și le respectă. Păi așa ar fi normal. Da. Știi, de asta zic. Dar, mă rog. Păi la noi în care că... au rămas instincte din alea de viezure... Pe la țară, primul copil sau copilul trebuie să fie băiat neapărat, dacă ai o fată în nenorocire, adică, dom'le, băiatul, nu știu, suntem mai animăluțe puțin așa. Mie nu știu dacă civilizația face chiar atât de mult bine 100%, dar și lipsa ei afectează profund emoțional consumul de țigări din România. Cât mai ține emisiunea? Mai sunt 5 minute. N-ai și tu așa niște lucruri frumoase să ne spui? Lucrezi la vreun proiect, la vreo melodie nouă, la ceva, la... Lansezi ceva? Tocmai am lansat un album, se cheamă Plânsul Râsul. Așa. Este o întoarcere în oglindă din Râsul Plâns al lui Nichita. Este așa un carusel emoțional. E o piesă lirică, cum e Cer am fost, Să te cer am fost. Dincolo de rai în cerul să te cer am fost, dincolo de iad în negur să te cer am fost. Și luată și după, știi, a scris, parcă domnul Paler, rugați-vă să nu vă crească aripi. Și am spus, aripi am avea, pentru că am fost profund împotrivă, cum adică să te rogi să nu-ți crească aripi. Și este o piesă foarte lirică, o piesă foarte haioasă, cum e nevastă mea mă vrea, dentist, ușor prostuț, dar optimist, refrenul fiind nevasta, nevastă mea, tot ce nu sunt eu, ea vrea, este un blues. Ok. Dacă ești alb și cânti blues, nu poți cânta blues. Pentru blues îți trebuie în ADN câteva sute de ani de bumbac, măcar 200. Cu o singură condiție, dacă ești insulat în România, poți cânta blues. Se echivalează cumva. Am înțeles. Deci e așa, un carusel emoțional, una de plâns, una de râs, una de plâns, una de râs. Pentru că eu cred că trebuie să poți avea puterea, bucuria și libertatea de a vorbi cu zâmbetul pe buze despre lucrurile serioase. Neincluzând aici călătoria ta de comemorativă, pardon, din 23 ianuarie de la Brazilia. Am înțeles. Florin, eu îți doresc tot binele din lume și să trăiești viața așa cum îți dorești tu, așa cum ai făcut-o până acum. Sunt absolut convinsă că tu știi foarte bine ce îți dorești de la viață. Vreau să mă pensionez, jur. Am lansat albumul, nu mai vreau. Am lansat și piese pe lângă album, piese care nu vor apărea niciodată probabil pe niciun alt album. Am obosit. Nu, te rog frumos, hai să nu terminăm emisiunea pe fondul ăsta. Ce vreau să zic dacă cum am adică obosit? Ai obosit? Am obosit, am muncit prea mult, prea tare și prea de curând ca să nu detest tâmpenia asta care se cheamă muncă. Bine, cred că sunt singurul de aici, în restul colegii tăi și toată lumea care se uită, cred că adoră munca. Eu sunt mai... Nu știu dacă adoră de mult munca, nu cred că există cineva care să adore munca, dar... Nu munca la crea pom, eu cretinitatea aia. Amorul la crea pom.
Păi atunci munca e dorul să ne atingi de supraviețuire. Amor în viață, da, amor. Hai mă, lasă, tu dăm să văd cineva să mă împiezi. Multe melodii, multe cântece frumoase. Dar pentru că tu m-ai inspirat cu 10, crede-mă, hai te rog. Te rog, deci 10 l-am, l-am scris când închiriasem în casa unei fete care avea pește și stăteam pe străzi și m-a luat un prieten, Mihai Ivan, e ziua lui la mulți ani, țiganul, cum îi zic eu, el nefiind... Așa. Știi? Și zice, băi, țigane, hai vină încoace că vine iarna, era chiar decembrie. Și zice, te trezești mort în mașină, aveam un trăbănțel și dormeam în trabant, în parcuri, în sfârșit. Și m-a luat și de ciudă că mi-a luat un rebus și s-a încuiat în baie, că nu puteam să-l bat, că era zăpadă de un metru. Ok. A de merg am scris piesa asta. Și e scrisă? Da, e scrisă ca un rebus. Două stele paralele, ghișu percăcei. Ok, lumina ochilor și lumina de la ele când... Patru prins cu trei castele, ești gagică, întotdeauna rămâne un fraier care vrea și el și nu se poate. Că de-aia patru și doar trei castele, știi? Ah. Șapte zâne toate bune, zilele săptămânii. Deci e scris ca un rebus când pe păi, tu ești un geniu, ești un adevărat ne-nțeles. Geniu, ne-nțeles. Vezi, de-aia trebuie să mă pensionez. Exact, nu, nu să te pensionezi pentru că tu mai ai mult să ne oferi nouă, îmi pare foarte rău, încă mai ai treabă. Nici deci, nu știi ce am făcut. La muncă. Nici la nu știi ce am făcut. Trebuie să mă fac... mai bine ok, hai să zicem așa, dacă n-ar mai trebui să muncești, sorry, deci trecem peste alea 5 minute, că mai am o întrebare să-i pun omul ăsta. Deci dacă n-ar mai fi nevoie să muncești sau dacă, nu știu, ai închide prăvălia și ai zice gata, eu nu mai vreau să compun. Dar nu mai vreau, vreau nu mai vreau, gata. Peste... Aia cu compusul păi, nu pot să zic că gata, stai, că păi, am bine. Zdringhi, dar ce ai face, măi omule? Că-ți mai dă Dumnezeu, uite, viață și zile de trăit, ce faci cu ele? De călătorit nu vrei să călătorești, ce faci? Îmi place, nu păi sunt și ce curit. Faci cu ele? Deci ai, vrei un câine, vrei o pisică? Uite așa, stau, mă uit, poate reușesc să-mi fac și o casă aia la țărănoia. Am înțeles, la deci, Corbeanca, deci luat... îți faci o casă și stai da. Și te uiți. Păi frumoasă și uite viața. Așa, mă uit la nu, cum crește Duda. Am înțeles. Duda, și mai vine câte Duda. O mândră, câte o cumătră. Ah, ok, am înțeles. La vin menaj. Și pleacă fetele. Da, okay, păi okay, nu, că... viața tu știi de ce se plătesc curvele, cum se zice? Hai, dragă. Okay. Dacă am avea instituția asta legală în România, n-ar mai fi atâta nenorocire, cel puțin la vasul lui, da? Să așa. Fie prostituție. Da. Știi de ce plătești o curvă? Nu. Nu pentru sex. Dar? Să plece. Să plece. Ah, ok. deci, acesta a fost Florin Chilian. Mă bucur că în sfârșit a început și el să rudă acum atunci de emisiune, cred că zice, bine că s-a terminat, mă duc acasă, că ai venit ușor, într-adevăr, păi obosit. Oră, acum. După o oră de stat în trafic, mă, mamă, zici că, zici că vin rău. De la dar Suceava. Dar nu e traficul, nu e din cauza noastră, adică du-te și înjură pe cineva. Fii rău. Nu, mai ales că București a fost construit pentru da, căruțe. Din nenorocire nouă ne lipsește o chestie pe care Viena de pildă o are cu vârf și îndesat, se cheamă transportul în comun. Dacă ai un copil pe care trebuie să-l duci la școală sau la grădiniță, e nenorocire, nu există. Au, dar să știi că multă lume a început să ia metroul, tramvaiul. Sunt foarte mulți. Sunt mulți care și-au lăsat mașinile acasă și... Da, problema este că de cele mai 90% din cazuri nu te poți descurca fără mașină pentru că n-ai legături. Da, fii atent, acum când trebuie să mergi când foarte să mult pleci pe jos. De aici, trebuie să știi că e sensul unic strada și să nu mă înjuri, da? Deci, acesta a fost Florin Chilian, a rămas da, pe gânduri. Da, nu că mă gândeam în ce parte trebuie să ies. Într-o singură direcție, de la noi într-o singură direcție. Florin Chilian, doamnelor și domnilor, deci cred că ați a fost și cu râsul și cu plânsul acum în emisiunea asta. Eu îți mulțumesc din suflet că ai acceptat să vii să astăzi de aici. Să lăsăm deci, contemporanii sincer, să ne judece. Absolut. Judecați-ne, dacă vreți, dacă puteți, dacă nu, tăceți. Hai, pa! Pa! Thank you.
ciudată și o minune. Te-au adus în casă 10, 10 pictori se tot miră cât ești de frumoasă. 10 zile trec absurde, nu știu, nu știu cum, nu știu pe unde, nu știu. 10 vieți de-aș sta cu tine, tot ar fi puține. Înodate și lumina de la ele pentru tine toate. Patru prinți cu trei castele, ape, lanțuri fermecate și tot cerul peste ele pentru tine toate. Zece întâmplări ciudate și o minune te-au adus în casă. 10, 10 pictori se tot miră cât ești de frumoasă. 10 zile trec absurde, nu știu, nu știu cum, nu știu pe unde, nu știu. 10 vieți de-aș sta cu tine. Zâne, toate bune, licurici, speranță, noapte și piticii din poveste, pentru tine toate. Nouă magi în faptul serii, popot cu avă sus departe și comorile din suflet, pentru tine toate. Ciudate și o minune te-au adus în casă. 10, 10 pictori se tot miră cât ești de frumoasă. 10 zile trec absurde, nu știu, nu știu cum, nu știu pe unde, nu știu. 10 vieți de-aș sta cu tine.